Succes. Un an. Succes. Un an. Nu pot fi decât extrem de bucuros pentru faptul că acum, prin Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, susținem și noi Horeca Dâmbovița. Este evident o asociație ocupațională care are drept scop promovarea intereselor membrilor care activează în domeniul Horeca și apărarea drepturilor acestora, reprezentarea lor în raport cu autoritățile și cu entității private. Am creat această asociație în ideea de a face ceva concret și pentru cei care activează în domeniu. Am fost de acord să particip în acest demers, cum spunem noi juriștii, având o idee intuitul persoane, ceea ce înseamnă că am luat în considerare și a contat foarte mult persoana domnului președinte Valentin Carcan. După acești 2 ani de zile în care industria Horeca a fost foarte afectată, după cum bine știți, ne-am hotărât să dăm drumul acestei asociații care are rolul de a sprijini și de a reprezenta întreaga industrie la nivel local. O să fim organizați pe comisii, comisii care vor sprijini pe fiecare palier în parte, că e vorba de hoteluri, că e vorba de cafenele, că e vorba de restaurante sau de activități de turism, vor sprijini acțiunea întregului domeniu. Am simțit, vă spun sincer, necesitatea apartenenței la unei astfel de organizații și visul mi s-a îndeplinit astăzi alături de colegii mei. Noi am avut deja câteva întâlniri și ideile, proiectele și de ce nu și problemele noastre sunt cele mai multe dintre ele comune. Unul dintre aspecte este legat de formarea profesională. Iar acum câteva zile am avut bucuria de a mă reîntoarce în Colegiul Economic Ionghica, colegiul pe care l-am absolvit. De data aceasta în calitate de manager în domeniul turismului. Am fost foarte plăcut surprinsă să găsesc acolo o echipă de elevi foarte curioși, care mi-au pus foarte multe întrebări din domeniul turismului și eu sper să continuăm acest proiect și îndemn colegii din Asociația Horeca Dâmbovița să facă și ei acest lucru. Noi în Camera sprijinim organizațiile patronale și aș vrea să lansez un apel public către celelalte industrii importante din județ. Suntem aici pentru dumneavoastră și în cazul în care doriți să participați și să vă asociați pe domeniul fiecăruia de activitate, Camera de Comerț este aici la dispoziția dumneavoastră. Cred foarte mult în asociere și cred în special, poate și pentru că timp de 12 ani am fost în Parlament și am observat cât de dificil este un dialog în care partenerul este unic și mă refer la partenerul instituțional-administrativ. Atâta timp cât nu există un partener din domeniul privat, partenerul politic sau administrativ o să ia orice decizie dorește. Eu aș vrea ca de astăzi încolo, la orice problemă care implică domeniul Horeca în județul Dâmbovița, asociația să fie invitată, să îi se asculte opiniile și să participe împreună, desigur, cu decidentul politic sau administrativ.